pentru aciditate gastrică. După aceea avem salvia pentru disfuncții circulatorii în diabet, dismenoree. Despre salvie avem și aici tot așa de la, cum se zice, de pe vremea bunicii. De pe vremea bunicii, să vă citesc, salvia, deci tinctură, dar acum cum se face? Deci dacă durește cineva să facă o tinctură la rece, da, se găsește și în magazin naturiste. Dar o să vorbim după aceea despre cum se fac tinturile. După aceea, sulfina, înflebite, hepatite cronice, hipertensiune arterială, sunătoarea, este bună pentru depresii, în stres, tensiune nervoasă, oboseală, depresie. Bineînțeles, bolile de ficat. Teiul, ajutorul numărul 1 al micilor nervoși, așa se mai și numește, da. Este foarte bună pentru nervozitații, palpitații, migrene, răceli. Și insomnii. Și la copii se poate seara... Da, că îi liniștește. Au somn. Așa-s mai agitați copiii. Da, chiar am văzut un ceai, așa se și numește somn liniștit. Da, avem. Deci, avem și în magazin. Deci asta e cu combinație de tei și probabil alte plante. Și alte plante, da. Sunt ceurile care sunt somn liniștit sau alte denumiri, sunt în compoziție mai multe care au același ceaiuri, efect. Da. Da. Așa, după aceea, toată lumea știe despre traista ciobanului, toate tipurile de hemoragii, atrofie musculară, ceaiul de trei frați pătați, deci este bun în cure de detoxifiere, furunculoze. Urzica, este bună în efort fizic, psihic, psihic intens, pentru vitaminizare, este bun. Vâscul, talpa, gâștii, păducelul, deci astea toate trei protejează inima și calmează spiritul. Deci vreau să vă întreb că urzica se folosește și în curele de detoxifiere. Ba da, da, și primăvara, în primul rând primăvara. Primăvara este bună? Da, primăvara. Și este și un ceai diuretic. Diuretic. Putem să ne facem, să bem în loc de apă așa cam 2 litri pe zi? Da. Deci se bea, deci normal, se bea. Da. Și urzica este bună și pentru păr. Am înțeles că se poate folosi în cosmetică, tot așa în infuzie. Da, și ne ticlătești. Mai avem un telefon. Alo? Da. Alo, bună seara. Bună seara, mă numesc Dana și așa să știu că plantele sunt și toxice dintre ele. Tratamentele aceste naturiste, dacă se fac un timp mai îndelungat, nu sunt riscuri să se producă ceva otrăvire sau îmbolnăvire? În loc de remediu? Nu, nici despre plante toxice chiar nu știm nicio plantă toxică, ca să spun. Deci, în general, plantele toxice nu se vând în magazinele naturiste. În primul rând, o plantă care este toxică nu se vinde într-un plafar sau într-un magazin naturist niciodată. Sunt scoase de pe piață, deci nu se vând. Doamna a întrebat dacă, de exemplu, prepară un ceai un timp îndelungat. Faceți o pauză și faceți altul. Deci nu trebuie neapărat bem un an de zile numai ceai de coada șoricelului. Nu. Deci se face cu pauze. Da, cu este pauze bine cu și pauze. Le combinăm. Da. Și probabil spunea cineva și am citit și eu în câteva cărți că mă pasionează și pe mine foarte mult terapia asta naturistă, da. Totuși, aceste ceauri zice că să nu le faci foarte concentrate. Nu. Deci trebuie să respecti doza. Dacă la 250 de mililitri apă punem un plic, nu punem 3 plicuri sau 4 deci plicuri. Deci totul se rezumă la a respecta indicațiile, doza și inclusiv cur de tratament. Da, bineînțeles. Bun. Deci cred că doamna e mulțumită de răspuns. După aceea putem să vorbim despre tincturi. Așa, spuneți-ne puțin și despre tincturi. Deci, de exemplu, tinctura cum se prepară? Așa, nu. Deci cum se prepară? Deci dacă dorește cineva, în primul rând, acum tincturile se găsesc în magazinele naturiste, gata preparate. Dar dacă cineva dorește, de exemplu, să prepare un... Mai avem un telefon. Alo? 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 Da, bună seara! Bună seara, Măgherușan mă numesc. Am o rugăminte la dumneavoastră. Da. Pentru transpirație la nivelul toracelui, dacă aveți ceva. Nu, chiar nu știu, nu. O pudră eventual, avem pudră. Nu vă aud. Avem pudră în magazine naturiste, avem pudră. Avem pudră pentru transpirație la picioare, pudră pentru copii, dar chiar pentru... Doamna, unde ar putea fi găsită?
Știți ceva? Noi în emisiunea în direct nu avem voie să dăm, să facem publicitate la magazin sau la farmacia respectivă, dar băiatul din regie, dacă rămâneți pe fir, o să vă dea adresa sau numărul de telefon. La magazin. Da? Da, mulțumesc mult. La revedere. La revedere. Să vorbim puțin despre tinturi. Da, despre tinturi. Deci, în primul rând, tinctura de fructe de soc, care mi se vinde foarte bine. Foarte, foarte bine. La ce este bună? E bună în constipații, în cure de slăbire, în boli de piele și în reumatism. Deci, tinctura. Din soc? Din flori de soc? Flori de soc sau fructe de soc. Acum, cum se face? Deci, o tinctură. Deci, la o tinctură, deci pe fiecare, cum am mai spus, există indicații. Bine, astea sunt picături. Da, deci sunt picături, 30-40 de picături în 50 de mililitri de apă, de 3 ori pe zi. Deci ajută, da, ajută foarte mult. După aceea avem tinctură de pufuliță, să vorbim și despre asta. Deci este bună în prostatită, în hepatită, gripă, răceli, gută. E bună și la afecțiunile bărbaților. Da, da, în prostatită, în adenom de prostată, deci merge foarte bine. Tinctura de pufuliță, avem și tablete de pufuliță și ceai de pufuliță pentru prostată, adenom de prostată. După aceea, tinctura de crăiță. Sunt florile alea galbene, deci dacă le știți. Nu asta le e bună știu, în miopie, glaucom, retină, deci retinită. Deci în afecțiuni oculare. Da, în afecțiuni oculare, deci e foarte bună. După aceea, tinctura de castan. Este bună în diaree, indigestii, hemoroizi, varice. Tinctura de afin, cum am spus, în diabet, diaree, infecții urinare. Tinctura de ardei iute în reumatism, nevralgii, dispensii și alcoolism. Deci se știe că în foarte multe creme care sunt pentru reumatism, tot așa și este și cu ardei iute. Da, și multe. Tinctura de ardei iute este bună și în, da, la persoanele dependente de alcool. De alcool, uite, da. Că nu știam. Este interesant totul. Avem și tablete. Pentru dependenți? Da. Da? Da. Mai avem un telefon? Da? Alo? 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 Alo, bună seara! Bună seara! Da, spuneți, doamnă! Mă întreb, când vin de la serviciu ziua, da, eu și o colegă facem duș. Așa. Deci dimineața când facem, nu știu de ce cauză, să fie probleme cu apa, așa ne mănâncă pielea, nu știu, ar fi o problemă în apă sau... Poate să fie o alergie. Alergie? Dar da, numai dimineața? Da, poate să fie și o alergie, ar trebui în primul rând să mergeți la medic, la un medic de specialitate, să faceți niște analize, să vă fac o consultație, să vedeți din ce cauză e alergia respectivă. Că nu putem ca să dăm ceva de capul nostru, că vedeți că alergiile sunt de multe tipuri și bolile de piele. Sunt atâtea boli de piele pe care nu le putem face după capul nostru. Deci asta e la indicația medicului. Bineînțeles că ajută și tratamentul de la medic, dar ajută și de la noi. De exemplu, ceaiul pentru boli de piele foarte bun, ceaiul 3 frați pătați. Avem și capsule 3 frați pătați, dar asta prima dată deci recomandă. Deci la indicația medicului. Da, să mergi și la mai medic. Mai încă o problemă, vă rog. Da, deci probabil... am un păr așa lung, mult, dar e foarte slab. Am spălat cu tot felul de șampoane. Cu deozică, am făcut ceai de și de frunze de nuc. Și... Dar nu știu, aș vrea așa pentru să crească mai mult, să fie mai bogat, ar fi o soluție sau ar trebui să mă duc undeva la un medic? Pentru e de slab, așa. E mult și lung, dar e foarte slab, mătăsos, așa. Și vă cade părul? Da, acum, da. Deci, pentru căderea părului. Pentru căderea părului, puteți tot așa în magazinele naturiste, dacă aveți răbdare după ce terminăm de spus, vă lasă din regie numărul de telefon și adresa și veniți la magazin. Avem cremă cu petrol, avem șampoane contra căderii părului, avem cremă contra căderii părului și cum ziceam și la începutul emisiunii, să faceți un tratament tot așa curzică, care vă ajută pentru creșterea. Mai avem tinctura de pedicuță, să știe toată lumea, deci tinctura de pedicuță, nu am aici, o am la magazin, este foarte bună pentru contra căderii părului. Și se pune o lingură.